Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Primele de vacanță ale minerilor și energeticienilor sunt încă o dilemă pentru care foarte greu se va găsi rezolvare. Tiberiu Iacob Ridzi și Ioan Rus și-au dat mâna și l-au ales în fruntea grupului coordonator din Consiliul Local de la Petroșani, grup denumit generic Liga Aleșilor Locali, pe viceprimarul Florin Nicolae. După ce marea majoritate a gropilor de pe partea carosabilă din municipiul Petroșani au fost peticite, în sfârșit a venit și rândul străzilor din colonia municipiului. Guvernul a aprobat astăzi ordonanța de urgență privind acordarea unui sprijin financiar sub forma unui împrumut din venituri din privatizare pentru complexul energetic Hunedoara. Circa 40 de milioane de euro va primi conducerea CEH pentru rambursarea ajutorului de stat primit ilegal de cele două termocentrale, deci cu acești bani vor putea fi cumpărate cele certificate verzi atât de necesare pentru funcționarea termocentralelor Mintia și Paroșeni. Cu mai multe amănunte despre acest subiect vom reveni în buletinul de știri de mâine. Primele de vacanță ale minerilor și energeticienilor sunt încă o dilemă care foarte greu se va găsi rezolvare. Astfel, procesele din justiție și ordonanțele de guvern care se contrazic îi împiedică pe angajații cehi să plece în vacanță. Este aproape jumătatea anului 2015, iar foarte mulți dintre angajații complexului energetic și-au luat prima tranșă a concediului de odihnă, însă nu au primit nici prima de vacanță, nici vreun voucher pentru a putea pleca în vacanță. Procesul pe care noi l-am deschis angajatorului pentru nerespectarea unui articol din contractul colectiv de muncă este blocat de către colegii din energie care au cerut într-un alt proces anularea contractului colectiv de muncă. Această decizie a instanței a fost singura care s-ar fi putut da, și anume suspendarea procesului nostru până la clarificarea situației în celălalt proces. Pentru că și dacă cineva ar vrea să facă un lucru bun pentru salariați în acest moment printr-o decizie a instanției, în primul rând, bani nu se pot da, pentru că există legea 94/2014 care interzice acest lucru, și vouchere de vacanță la fel nu se pot da, pentru că nu avem metodologia de aplicare a acestei legi. Ordonanțele de guvern și procesele nu ar fi singura cauză pentru care minerii nu știu încă ce au de primit. Asta pentru că în bugetul complexului energetic Hunedoara nu este prevăzută nicio primă de concediu. Nu avem un buget pe anul acesta în care să fie prevăzute aceste sume și salariații nemulțumiți pot să mulțumească deputaților din județul Hunedoara care au aprobat o astfel de lege potrivnică lor. Când vor putea ortacii să plece în vacanță, rămâne la latitudinea instanțelor de judecată, care mai devreme sau mai târziu vor găsi o soluție. Peste 350 de angajați ai termocentralelor Mintia și Paroșeni au pichetat ieri după amiază sediul prefecturii județului Hunedoara. Oamenii au protestat față de situația dificilă în care se află complexul energetic Hunedoara și au vrut astfel să atragă atenția guvernului asupra nesiguranței în care își desfășoară activitatea și a temerilor că mulți dintre ei și-ar putea pierde locurile de muncă. Protestul energeticienilor a început în jurul orei 15:30, când peste 300 de oameni s-au strâns în fața prefecturii județului Hunedoara. La scurt timp, angajaților de la termocentrala Mintia li s-au alăturat câteva zeci de salariați de la termocentrala Paroșeni. Mitingul a fost organizat de Sindicatul Liber Independent Electrocentrale Deva Mintia. Este primul dintr-o serie de acțiuni de protest prin care sindicaliștii vor să atragă atenția asupra situației economice dezastroase a complexului energetic Hunedoara. Primul motiv ar fi cel mai important, reprezintă situația economică dezastroasă a complexului energetic Hunedoara la ora care vorbim, care ne-a făcut să ne prezentăm în fața prefecturii și de a sensibiliza în primul rând politicienii, guvernul, pentru acordarea ajutorului de stat. Noi suntem pentru ajutorul de stat, pentru a menține locurile de muncă din cadrul cehului și implicit a județului Hunedoara. Dacă se închide complexul, o să fie 18.000 cel puțin de locuri de muncă.
fără locuri de muncă. Asta, pentru asta protestăm, să ne ajute guvernul cu ajutorul de stat. Cerem guvernului României să înființeze o celulă de criză economică, să-și trimită reprezentanții aici în teritoriu și să încerce tot ce se poate din punct de vedere economic, pentru că guvernul are pârghiile economice, politice, prin care poate să salveze aceste locuri de muncă. Sindicaliștilor de la Mintia și Paroșeni li s-au alăturat și angajații altor întreprinderi din județul Hunedoara. În schimb, la acțiunea de protest nu au participat membrii sindicatului Muntele, cel de-al doilea sindicat reprezentativ din cadrul complexului energetic Hunedoara. Aceștia vor organiza un meeting în data de 22 mai în Valea Jiului la sediul CEH din Petroșani. Jandarmii au asigurat buna desfășurare a meetingului din Deva, la care nu s-au înregistrat incidente. După ce ieri au pichetat sediul prefecturii Hunedoara, astăzi peste 200 de energeticieni de la termocentrala Mintia au declanșat un protest spontan în curtea instituției. Doar că la sosirea jurnaliștilor, aceștia nu au mai fost lăsați să protesteze la intrarea în termocentrală, ci undeva într-un colț, feriți de ochii presei. După câteva ore de așteptare, la solicitarea Ministrului Energiei, directorul Complexului Energetic Hunedoara, Constantin Jujan, a ajuns din Valea Jiului la Mintia pentru a purta discuții cu protestatarii. Sătui de promisiuni peste promisiuni și de tărăgânări, peste 200 de energeticieni de la termocentrala Mintia au declanșat dis de dimineață un protest spontan în curtea instituției. Doar că, la sosirea jurnaliștilor, angajații care asigură paza și protecția la electrocentrale Deva au primit ordine clare de la directorul termocentralei să nu lase jurnaliștii să filmeze sub nicio formă, în condițiile în care la protestele precedente nu s-a ridicat această problemă din partea conducerii. Deci să plecăm cu mașinile de aici? Nu, să nu, deci puteți să stați, dar să nu mai filmați. Asta a zis, să nu filmați, este proprietatea Mintiei. Și nu avem acord. Da, nu este încă acord de... Da, am înțeles. Deci acea procedură, care fiecare... Mai mult decât atât, nici protestatarii nu au mai fost lăsați să strige nemulțumirile în fața termocentralei, ci undeva ascunși bine de ochii presei. După câteva ore de liniște aparentă, la termocentrala Mintia a apărut în mare viteză și directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, care a plecat din Valea Jiului spre Mintia la solicitarea Ministrului Energiei. Acesta nu a dorit să dea vreo declarație, spunând doar că va discuta cu presa după ce va purta discuții cu angajații firmei. Discuțiile au durat câteva ore. Dacă în urmă cu o săptămână, atunci când sindicaliștii au solicitat Guvernului României un împrumut în valoare de 37,7 milioane de euro, aprobat de Comisia Europeană, nu au fost băgați în seamă, e bine, astăzi, paradoxal, pe ordinea de zi a ședinței de guvern, a fost inclusă și aprobarea ordonanței de urgență privind acordarea împrumutului. Ajutorul de stat este necesar pentru cumpărarea certificatelor de emisii de carbon, fără de care complexul ar urma să fie amendat de Comisia Europeană cu 120 de milioane de euro. Acordarea acestui împrumut este cerută și de angajații de la termocentrala Paroșeni. Totodată, oamenii sunt nemulțumiți și de faptul că nu au primit nici astăzi tichetele de masă, în condițiile în care acestea trebuiau distribuite luni. Doar noul PNL mai face acum opoziție la Petroșani și consilierii de aici, care se află acum la guvernare, au un plan de bătaie, astfel încât toate hotărârile de Consiliu să fie votate. Cei de la putere și-au ales și un comitet director condus de viceprimar, iar primarul este tot de partea lor. Tiberiu Iacobrizi și Ioan Rus și-au dat mâna și l-au ales în fruntea grupului coordonator din Consiliul Local de la Petroșani, grup denumit generic Liga Aleșilor Locali, pe viceprimarul Florin Nicolae. Totul pentru buna desfășurare a activităților în Consiliul Local. Și sub această formă, astăzi au și avut de votat la o ședință de îndată câteva obiective propuse de primarul din Petroșani. Am avut o întâlnire astăzi la sediul PSD, a Alianței PSD-UNPR. Au fost prezenți consilierii locali din cele două grupuri din Consiliu, de la PSD și de la UNPR. Discuția a avut ca scop principal constituirea Ligii Aleșilor Locali PSD-UNPR. În urma discuțiilor avute cu consilierii, am ajuns la concluzia ca domnul Nicolae Florin să fie președintele acestui for. Un for, sigur, intern, dacă vreți, al Alianței și care va avea ca drept scop discutarea inițiativelor sau proiectelor de hotărâre care vor fi inițiate de către membrii Alianței PSD-UNPR în acest for a
acestor proiecte de hotărâri pe care vor dori să le promoveze, discuție în urma căreia se va lua o decizie în acest for ce proiecte vor fi inițiate și vor fi susținute în Consiliul Local de majoritatea PSD-UNPR. Deci e o formulă de lucru instituită statutar. Liga Aleșilor Locali, formată din 10 membri, a și stabilit un calendar de întâlniri pe viitor și cu siguranță aceștia se vor întâlni înainte de ședințele pe comisii. Înainte de ședințele de comisii vor avea loc întâlniri ale grupului de consilieri, unde vor discuta ce inițiative au și ce vor să promoveze pe ordinea de zi. După care ne vom întâlni cu o zi înainte de ședința mare de Consiliu și vom discuta toate proiectele de hotărâre care sunt pe ordinea de zi. În acest moment, în Consiliul Local de la Petroșani, 2 consilieri pe PDD și 7 de la noul PNL fac opoziție, iar al 10 sunt din rândul celor care acum l-au ales în frunte pe viceprimarul Florin Nicolae și au și sprijinul primarului Tiberiu Iacob Ridzi. Străzile din colonia municipiului Petroșani au fost din totdeauna punctul slab al autorităților. Din fericire pentru locuitorii de aici, un proiect major va aduce și în această zonă asfalt pentru toate străzile. Până atunci, câteva străzi sunt în șantier pentru peticire. După ce marea majoritate a gropilor de pe partea carosabilă din municipiul Petroșani au fost peticite, a venit rândul și câtorva străzi din colonia municipiului să intre în renovare. Astăzi încă de la prima ora a dimineții circulația în zonă era închisă, iar muncitorii lucrau intens la astuparea gropilor. E vorba de un program de reparații de străzi pe întreținerea generală a drumurilor. Am intrat și în zona colonie pe strada Lunca, pe Cuza Vodă, să intrăm pe Aurel Vlecu, pe plopilor, în general pe toate străzile unde avem aceste probleme de reparații curente și sigur vom continua programul și cu alte zone unde avem de intervenit. Această astupare a gropilor este doar începutul, pentru că în câteva luni toate străzile din colonia Petroșaniului vor fi reabilitate în totalitate. Urmează acel program de investiții pentru a asfalta și străzile care nu au asfalt în colonie. Peste 90 de oameni mănâncă din banii publici ai locuitorilor din Petroșani. Sunt susținuți de cantina socială din colonia Petroșani, care nu a funcționat o jumătate de an, iar până acum oamenii au primit doar hrană rece. Reabilitarea a fost finalizată și imediat cum se apropie ora la care vine masa, zona este populată de cei care vin să-și ia porția zilnică. Sălile în care funcționează cantina socială au fost ugrăvite și reamenajate, iar cantina a stat închisă cam o jumătate de an. Acum zeci de familii care trăiesc de pe o zi pe alta așteaptă zilnic porția de mâncare, chiar dacă numărul lor a mai scăzut cu 10, pentru că a venit vara și oamenii își mai găsesc de lucru. La începutul lunii mai a fost reluată activitatea de la cantina de ajutor social privind distribuirea de hrană caldă către beneficiari. Până la acea dată, timp de aproximativ 5 luni de zile, s-a oferit hrană rece beneficiarilor datorită faptului că nu am avut nici personal angajat. Iar la finele lunii aprilie, cantina a fost reamenajată, s-au efectuat lucrări de reparații curente. Și începând cu luna mai avem și o doamnă angajată cu contract de muncă permanent, nedeterminat, care se ocupă de distribuirea hranei către beneficiari. Beneficiarii sunt din 50 de familii sărace, dar unii au renunțat imediat ce li s-a propus să facă și curățenie pentru porțiile de mâncare încasate gratis. Alte 10 porții au fost căzute după ce beneficiarii și-au găsit de lucru sau au plecat din localitate, cel mai probabil peste hotare. Cu un aspect prăfuit, cu câteva becuri vechi, o voce răgușită ce răzbate dintr-un difuzor și câteva vagoane trase de locomotive. Așa ne întâmpină stația din Petroșani, iar acum călătorii ignoră peroanele roase de timp și delimitate cu var pe alocuri. Nimic nu s-a făcut de ani de zile în acest loc, ce ar trebui să fie o adevărată poartă spre zona turistică a Băii Jiului. Terasamentul a fost ros de timp și măcinat de ape. Dalele de beton se înclină tot mai mult și pe alocuri sunt rupte, iar ca să treci peste peroane cu o valiză pe roți este o adevărată aventură. Totul se năruie și călătorii nu pot decât să se grăbească cu bagajul în mână spre cele câteva vagoane care i-au mai rămas trenului. Așa i-am găsit pe câțiva călători azi dimineață în gara de la Petroșani, nerăbdători să sosească de la Deva trenul spre București, dar care ne spun cum văd ei gara.
pustie, urâtă. Ce să mai zicem? Peronul cum vi s-a părut? Peronul e liber, poți să stai și zi și noapte. Ce să zicem? Vreau să fie mai frumos, ca și în alte țări, dar asta e situația. Alții au coborât mulțumiți din tren, dar dezamăgiți de peisaj. Cum vi s-a părut călătoria cu trenul? Foarte frumoasă. Cum vi se pare gara noastră? Eu de 70 de ani tot o văd. Arată bine, dar putea să arate și mai bine. Să nu zic cuvântul dezastru. Cum e peronul? Uitați aici. V-am văzut coborând cu greu din tren. Este un peron bun și un peron care nu e peron. Asta e... A fost peron. Trebuie amenajată gara, să fie păcat. Aici s-au desfășurat multe evenimente în gara asta din Pătrușani. Dar nu, cu accidentul se creterește bine, am avut și căldură chiar. Stația CFR din Petroșani aparține de regionala Timișoara și bani pentru reabilitare nu au fost alocați niciodată după 1989. Așa se face că stația a cunoscut an de an doar degradarea clădirilor și singurul care măsoară corect trecerea timpului a rămas ceasul recent reparat și repus în funcțiune. Din păcate însă acesta măsoară în continuare trecerea zilelor în care terasamentul, clădirile și peroanele sunt mâncate de vreme. Programul Litoralul pentru Toți are trecere și în Valea Jiului. Asta putem spune după ce mai mulți locuitori din această zonă și-au cumpărat deja o vacanță la mare. Care sunt tarifele și până când puteți face o rezervare pe Litoralul Românesc, aflați din materialul următor. A debutat doar de o săptămână, însă există doritori și în Valea Jiului. Vorbim de programul național Litoralul pentru Toți, prin care sute de români din întreaga țară reușesc să petreacă un sejur la mare la costuri mult mai reduse decât în plin sezon. Până la momentul de față, cum a spus și dumneavoastră, n-a trecut decât o săptămână. Am avut câteva solicitări, chiar și pentru luna în curs, respectiv pentru luna mai. Acest program a început cu 4 mai, și ține până în jurul datei de 15, 16, 17, 18, 19 iunie. Am avut câteva solicitări și pe luna mai, dar marea majoritate a solicitărilor sunt la începutul lunii iunie. În special ultimele 3 serii din acest program. Normal, lumea așteaptă să mai încălzească un pic timpul și atunci sunt cele mai multe solicitări. Iar dacă încă nu v-ați hotărât unde să vă petreceți vacanța, puteți opta pentru un astfel de concediu la mare. Costurile nu sunt mari, ele pornind chiar și de la 199 de lei pentru 6 nopți. Prețurile pleacă de la 199 de lei de persoană, cazare, 6 nopți în una din stațiunile de pe litoral. Un pic mai scumpe sunt pe Mamaia, dar prețurile de aici pleacă. Pornesc de la 199 la un hotel de 3 stele la 255 de lei de persoană. Pachetul în general cuprinde 6 nopți cazare. Hotelurile care au în baza proprie și restaurant, normal că oferă tarife de cazare cu mic dejun, acelea fiind un pic mai scumpe. Normal, pentru că se servește și micul dejun. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Mâine de la ora 16, Ionuț Răgotez vă așteaptă la emisiunea Punctul pe I. Invitat va fi directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Constantin Jujan. Iar noi ne revedem la 17:30.